Laptopurile convertibile de la Asus nu au fost niciodată mai ușoare și mai puternice decât acest ZenBook Flip S UX371. Remarcăm din primul moment, grație carcasei de aluminiu, că acest model are o mulțime de caracteristici noi, menite să ia prin surprindere chiar și cei mai bine informați fani ai tehnologiei. Surprinde-mă și tu cu abonare iute la canalul Asus România, apasă clopoțelul pentru notificări și hai să elucidăm de ce e atât de special acest laptop. UX371 are o greutate de numai 1,2 kg și o grosime de 13,9 mm. Laptopul este asamblat într-o carcasă de aluminiu cu finisaje fine în tema Jade Black, cu elemente tăiate cu diamantul, mă refer la acestea, în nuanța Red Copper. Nu lipsesc nici cercurile asimetrice de pe capac, care sunt emblematice pentru întreaga gamă ZenBook. Forma fluidă are la interior o structură ranforsată care îi conferă durabilitate. Fiind vorba de un model flip polivalent, acesta a primit mai multe modificări discrete, printre care și amplasarea butonului de on-off pe lateral pentru a putea fi folosit atunci când laptopul devine tabletă. Un alt element este acoperirea ecranului tactil cu o sticlă foarte rezistentă. Dar poate trebuia să amintesc mai înainte de această balama, de fapt două balamale, care îi permit rotația ecranului la 360 de grade. Acum ele sunt și mai mici decât înainte și mai solide, în proiectarea lor fiind implicate materiale foarte rezistente. Ergolift 360 se numește acest tip de balama și are o durabilitate testată în fabrică pentru peste 20.000 de cicluri de deschidere și închidere. UX371 poate fi utilizat ca laptop, poate deveni tabletă, poate fi un stand sau poate fi un cord, în funcție de modul dorit de utilizare. Atunci când ai nevoie de confort, el ți-l va oferi la maximum. Utilizat ca laptop, această balama Ergolift îl înclină la un unghi cât mai confortabil pentru tastare. Această ridicare, înclinare a tastaturii, îi creează un spațiu între masă și carcasă pentru o disipare mai rapidă a căldurii. Dar vedeta acestui flip nu e balamaua, ci ecranul. Ai zice, gata, se dă peste cap, acum ar trebui să ne minunăm cât pentru un an pandemic. Ei bine, nu. Pentru ecranul ăsta, ai zice, wow, nu atât pentru acrobația lui, cât pentru OLED-icitatea lui. Hai să nu inventăm cuvinte, dar acest ecran OLED 4K, aș zice, este unic pe laptopurile momentului. Pe lângă calitatea imaginii, mai am vreo 4 argumente pregătite dinainte pe foaie, să nu mă încurc, pentru că ecranul este cel mai interesant și cel mai spectaculos, impactul fiind direct în fața ochilor utilizatorului. Avem un panou OLED 4K UHD cu niște rame nano-age, adică foarte înguste, o acoperire cromatică largă și culori vii specifice acestui tip de matrice OLED. Acoperă 100% paleta DCI-P3 din domeniul cinematografic, 133% paleta sRGB și este certificat Pantone. Mai mult, calitatea imaginii nu este afectată atunci când îi diminuăm luminozitatea. Pe un OLED, imaginea va arăta la fel comparativ cu un LCD. Deci dacă îi diminuăm luminozitatea, culorile vor fi identice. Lucrăm atât de mult pe laptop în aceste vremuri când distanțarea și digitalizarea îți pun un ecran în față mai bine de 8-10 ore pe zi. Ochii tăi primesc prea multă lumină albastră dăunătoare de la un LCD. Ai grijă de ochii tăi. Activează filtrul de lumină albastră, iar dacă ai posibilitatea și bugetul, optează pentru un ecran OLED. Pentru că acest tip de panou reduce cu până la 65% cantitatea de lumină albastră dăunătoare pentru ochi comparativ cu un ecran LCD. Pentru că spectrul de culoare pe un OLED e calibrat de așa natură încât nu mai e necesară aplicarea unui alt filtru. Culorile sunt echilibrate, sunt calibrate din fabrică. Prin urmare, dacă nu avem un filtru suplimentar, nici culorile nu sunt afectate și oricum l-ai privi, vei vedea imaginea cât mai fidelă. Pe de altă parte, negrul de pe acest OLED e negrul adevărat. Pe un ecran OLED, fiecare pixel în parte este iluminat, nu e ca la un LCD unde avem 50-60 de LED-uri pentru iluminarea ecranului. În acest fel, luminozitatea pe OLED urcă până la 500 de niți, iar contrastul până la 1 milion la 1.
Și un ultim argument pentru OLED ar fi timpul de răspuns ultra rapid. Acțiunea de pe ecran devine foarte fluidă, răspunsul fiind aproape instantaneu, e vorba de 0,2 milisecunde. Efectul de blur este eliminat, acțiunea dintr-un joc eventual are latențe foarte mici. Practic, nu ai lag, nu percepi lag. Prin urmare, ecranul este argumentul să alegi un UX371 cu OLED. Atenție, pe piață pot fi întâlnite și configurații cu LCD, avem un ecran LCD cu un consum de numai 1W, iar pe de altă parte, compania aduce și modelul UX363, care e similar, numai că are un OLED Full HD și nu 4K. Prin urmare, avem variante pentru cerințe și bugete diferite pentru a putea alege ce anume ți se potrivește mai bine. Ecranul, indiferent de panoul folosit, suportă un nou stilus activ, e vorba de Asus Pen cu 4096 de niveluri de presiune. Acesta poate fi folosit de graficieni care vor avea posibilitatea de a schița materiale vizuale direct din canapeaua confortabilă și din imaginația lor debordantă, fără să pună mâna pe mouse sau pe tastatură. Tastatura e una spațioasă, fiind întinsă de la o margine la cealaltă, este iluminată pentru o tastare confortabilă în medii întunecate, avem 3 niveluri de intensitate a luminii, include de asemenea niște taste funcționale și mai multe taste rapide dedicate, de pildă poți folosi una pentru a captura orice parte a ecranului sau alta pentru a dezactiva sau activa camera web. Avem o cameră web cu infraroșu care îți permite autentificarea prin recunoașterea facială în Windows. Dar avem și o tastă aici la F9 care ne blochează sistemul și intră în ecranul de autentificare dacă avem nevoie rapid de intimitate. În touchpad Asus a integrat Numberpad 2.0, o nouă ediție a Numberpad-ului care afișează o tastatură virtuală numerică în touchpad care te ajută să introduci rapid date numerice în paralel cu folosirea cursorului pe ecran pentru deplasare. Ei bine, ca de fiecare dată Numberpad-ul se activează apăsând colțul din dreapta sus pe această pictogramă, dar avem și un buton nou care mărește intensitatea acestor linii dintre cifre. Deci avem acum două variante de Numberpad în funcție de mediul ambient. Poate acesta mai intens să te deranjeze și atunci ai avea nevoie de unul cu linii ceva mai discrete, mai estompate. Iar acum voi face trecerea către dotările tehnice, spunând că acest laptop e primul Asus validat Intel Evo. Această validare atestă calitatea imaginii despre care am vorbit până acum, dar și performanțe mobile de top și o eficiență energetică foarte, foarte bună. În cazul modelului cu ecran LCD Full HD de 1W, autonomia lui poate urca până la 15 ore. Evident, această autonomie teoretică depinde de configurație, de modul de lucru și de alți factori, dar e bine de știut că avem un maxim atât de ridicat de până la 15 ore. Bateria, care e identică pe orice variantă de laptop, e una cu litiu polimer, are 67 de W oră și se poate încărca de la 0 la 60 în numai 49 de minute. Laptopul se alimentează prin oricare din aceste două porturi USB-C de pe muchia stângă, poate fi folosit orice încărcător Power Delivery, inclusiv adaptorul de 65W cu încărcare rapidă care vine la pachet. Aceste două porturi USB-C au suport Thunderbolt 4, fiind capabile să suporte o lățime de bandă de până la 40 de gigabits pe secundă. Prin ele laptopul poate extinde imaginea pe două monitoare 4K externe sau pe un monitor extern 8K. Mai mult, ZenBook Flip oferă și un port standard HDMI 1.4, precum și un port USB 3.2 generația a doua tip A, pe cealaltă parte aici lângă butonul de on-off. Acesta din urmă poate fi folosit ori pentru un mouse cu fir pentru cei care nu se pot dezobișnui de mouse, dar și pentru a conecta rețeaua cu fir prin acest adaptor care vine în pachet. Evident, conexiunea la net poate fi asigurată și prin Wi-Fi, avem cel mai rapid tip de Wi-Fi, Wi-Fi 6. Vom avea o viteză online maximă, iar conexiunea este optimizată suplimentar cu tehnologia Wi-Fi Master Premium, care include două componente și anume Wi-Fi Stabilizer și Wi-Fi Smart Connect. Prima filtrează interferențele de semnal wireless, iar cea de-a doua, Smart Connect-ul,
îți selectează în mod automat cel mai bun semnal Wi-Fi pe care te-ai putea conecta. La interior, ZenBook Flip S UX371 integrează un procesor Intel Core i7 din generația A11 și grafică nouă Intel Iris Xe. Alături de acestea avem 16 GB memorie RAM și o unitate de stocare SSD PCI Express 3.0 de până la 1 TB. Pe partea de sunet, pentru că un astfel de laptop nu poate să nu aibă un sunet de bună calitate, trebuie să spunem mai întâi ceea ce este vizibil, și anume că a dispărut jack-ul audio. Avem însă în cutie un adaptor USB-C la mufa audio de 3.5 atunci când avem căști bune de care nu ne putem lipsi pe această mufă. Iar acum, legat de ce se aude și nu neapărat se vede, e vorba de un sunet fidel cu semnătura Harman Kardon. Laptopul are un set de difuzoare stereo de înaltă calitate care îi oferă o experiență audio surround de calitate cinematografică. Avem înăuntru un amplificator inteligent special care îți oferă un volum cu distorsiuni minime, ceea ce înseamnă că sunetul poate să fie puternic și să rămână clar. În privința conferințelor online la mare căutare acum în pandemie, avem tehnologia de atenuare a zgomotului de fond prin AI. E vorba de un sistem avansat care izolează zgomotele nedorite de vocea umană. Prin urmare, discuțiile audio, teleconferințele tale vor fi întotdeauna clare, iar zgomotele adiacente nedorite din casă sunt eliminate prin AI. Probabil că AI-ul e de vină pentru că nu ați auzit din fundal că mă întreabă deja lumea de prețuri. Probabil că te-ai gândit și tu cât costă laptopul ăsta. La o simplă căutare în ofertele din România îl găsim disponibil în stoc la aproximativ 7.900-8.200 de lei. E foarte important de știut că prețul ține de magazin, variază de la o configurație la alta, de la ofertă la alta. Ideea e că pe acolo se găsește. Dacă ai și alte întrebări, lasă-ne un comentariu chiar aici la video, vom căuta să-ți răspundem cât putem de repede. Dacă îți place laptopul, susține-ne cu un like, iar dacă e ok ce facem aici, abonează-te și îți vom mulțumi. Să fii bine și bun! Te aștept cu un alt video chiar aici pe canalul Asus România. Pe curând!